teoreme de paralelism. Dacă două drepte paralele A și B, situate respectiv în două plane, alfa și beta, care se intersectează după dreapta C, atunci ce este paralelă cu A și cu B? Din această poziție se vede că cele trei drepte A, B, C sunt paralele, dreapta C fiind intersecția dintre planul alfa și beta. Dacă un plan conține două drepte concurente paralele cu un alt plan, atunci planele sunt paralele. Dreptele de culoare roșie sunt conținute în planul alfa, sunt paralele cu planul beta, deci cele două plane sunt paralele. Dacă o dreaptă D este paralelă cu un plan alfa, orice plan beta care conține dreapta D și intersectează planul inițial, o face după o dreaptă C paralelă cu D. O dreaptă D este paralelă cu un plan alfa. Oricare plan beta care conține această dreaptă și intersectează planul inițial, o face după o dreaptă C paralelă cu dreapta D. Dreptele D și C sunt paralele. Am să mai reprezint un al doilea plan care conține dreapta D. Este vorba de planul gamma, care intersectează planul alfa după dreapta G. Cele trei drepte C, D, G sunt paralele. Transitivitatea relației de paralelism. În spațiu, două drepte distincte paralele cu a treia sunt paralele între ele. Dreapta D este paralelă cu C. C paralelă cu G rezultă că și D este paralelă cu G. Dacă o dreaptă D este paralelă cu un plan alfa și printr-un punct al planului A aparține cu alfa, ducem o paralelă la dreapta inițială D. Aceasta, a doua dreaptă, este conținută în plan. Dreapta D, paralelă cu planul alfa, punctul A, conținut în planul alfa, prin punctul A trece dreapta C, paralelă cu D, înseamnă că dreapta C este conținută în planul alfa. Printr-un punct A, exterior planului alfa, trece un singur plan paralel cu el. Punctul A este exterior planului. Prin punctul A trece un singur plan paralel cu planul inițial. Două plane distincte, paralele cu al treilea, distinct de ele, sunt paralele între ele. Planul albastru cu planul galben sunt paralele. Planul roșu cu planul galben sunt paralele. Atunci, planele albastru și roșu sunt paralele între ele. Dacă două plane sunt paralele, orice plan care îl intersectează pe primul, îl intersectează și pe al doilea, iar dreptele de intersecție sunt paralele.
două plane paralele, orice plan care intersectează pe primul, îl intersectează și pe al doilea, iar dreptele de intersecție sunt paralele. Planele sunt paralele între ele. Dreptele de intersecție care au culoare verde sunt paralele între ele. Dacă trei plane nu au toate trei niciun punct comun și se taie două câte două, atunci cele trei drepte de intersecție sunt paralele. Cele trei plane care se taie două câte două, dar nu au toate cele trei niciun punct comun, dreptele lor de intersecție sunt paralele între ele. Dreptele roșii sunt dreptele de intersecție. Sunt paralele între ele.